Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua! În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare și să se constituie o coaliție solidă în Parlamentul României, astfel încât să putem să realizăm un guvern care să asigure stabilitatea țării. Practic, cetățenii români așteaptă de la noi stabilitate și soluții pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemia COVID-19, criza energetică, și de asemenea să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile necesare pentru implementarea PNRR și este cât se poate de evident că este pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru tot ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiții solide și foarte bine aplicate în România, precum și un program de măsuri sociale, astfel încât să poată să fie acoperite toate problemele create de situația de criză în care ne găsim. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca, începând de joi, să putem să ne apucăm serios de treabă la nivelul echipei guvernamentale. Vă doresc mult succes! Vă mulțumesc! Mulțumesc, la revedere!